cred că când ne adunăm seniori împreună, comunicăm cu ordonatorul, cu copiii după graniță, cu prieteni și așa mai departe. Dar cel mai frumoasă surpriză a fost acum când am primit de la Casmed aceste smartphone care ne prind foarte bine pentru că avem copii în depărtare, ca de obicei, și numai prin telefon comunicăm cu noi și mulțumim foarte frumos. Fără de cunoștințele digitale este imposibil. În toate activitățile organizate avem nevoie și de aceste mijloace digitale. Și ne-am bucurat foarte mult pentru că la orice vârstă este necesar cunoștințele, cum omul trăiește cât învață. Desigur că noi învățăm împreună cu nepoții, nu degeaba se spune că oul învață găina. În timpul de față, telefoanele sunt un mijloc de comunicare între rude, pentru că majoritatea sunt plecați peste hotare. El îi face pe vârstnici să fie mai activ. El îi face pe vârstnici să se familiarizeze cu tehnologiile informaționale, să se familiarizeze cu digitalizarea. Îi face pe ei ca să deosebească informațiile false de cele adevărate. Vârstnicii au o interacțiune mai activă cu copiii aflați peste hotare, cu nepoții. Prin acest proiect ei vor continua să fie activi, ei vor simți mai puțin lipsa copiilor și nepoților. Tehnologia are un rol esențial în toate aspectele vieții noastre de zi cu zi, iar incluziunea digitală este foarte importantă pentru ca nimeni să nu rămână în urmă. Prin aceste programe cu care am venit astăzi, ne dorim să oferim vârstnicilor posibilitățile de a comunica, să le oferim toate instrumentele pentru ca ei să aibă posibilități de a comunica cu cei dragi, de a interacționa cu vecinii, cu cei plecați și să aibă acces la cât mai multă informație. Republica Moldova este într-un proces de îmbătrânire demografică și în acest context trebuie oferite oportunități multiple pentru persoanele vârstnice și inclusiv formarea digitală sau formarea abilităților digitale la vârstnici. Unul dintre principalele scopuri este pentru a lărgi oportunitățile de a învăța ceva, de a afla anumite noutăți. Fiecare a patra persoană din Republica Moldova este vârstnic, iar către anul 2040 fiecare a treia persoană din Republica Moldova va avea vârsta de peste 60 de ani. Totodată, prognozele statistice ne arată că odată cu înaintarea în vârstă scade accesul vârstnicilor spre utilizarea internetului și tehnologiilor digitale și informaționale. În acest context este foarte important ca să le oferim oportunități de participare vârstnicilor și oportunități de dezvoltare a abilităților digitale. Pe lângă faptul că astăzi 40 de persoane din localitatea Vișoara au primit telefoane mobile, începând cu ziua de astăzi, dumnealor au parte de instruiri tematice pe parcursul a 3 întâlniri, instruiri în care să-și dezvolte competențele digitale, atât ce ține de utilizarea telefonului mobil, de accesarea rețelelor de socializare, de comunicare, dar și inclusiv cum să acceseze diferite servicii online.